Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit pe acest canal, la microfon Cristian Ivaneș. Am plăcerea să-l am pe prietenul și colegul Radu Albu Comănescu de la Facultatea de Studii Europene a UBB alături de noi. E o prezență importantă. Radu, îți mulțumesc mult pentru faptul că ai acceptat. Din nenorocire, tema nu este una foarte frumoasă și foarte plăcută. 2 ani de război, 24 februarie 2022, 24 februarie 2024. Îți mărturisesc faptul că atunci eu nu credeam că ne va apuca 24 februarie 2024 cu războiul încă în desfășurare. Asta gândeam eu, nu știu ce gândeai tu, și nici măcar nu mă așteptam să avem un război de genul acesta în Europa, acum, la atâtea decenii după cel de-al doilea război mondial. Da, dar atunci când a început conflictul, și mi-aduc aminte foarte bine dimineața respectivă, pentru că după ce mă trezisem aproape din reflex, pe atunci întinsesem mâna pe telefon și intram pe Twitter și aveam un fir întreg de exclamații și stare de șoc și primele imagini, primele bombardamente, mai ales cele de dimineață, din care o parte foarte aproape de teritoriul României și... evident că eram în această stare de neliniște profundă, pentru că nu ne dădeam seama cât va rezista această țară, care oricum are dimensiuni, și mai ales ce s-a întâmplat după, pentru că nu știam în ce fel se va termina chestiunea care începea. E bine, după 2 ani, rușii nu au mișcat mai mult decât ultimul an, pentru că să nu uităm, între timp au pierdut bucăți serioase din teritoriul Ucrainei, mă refer la ceea ce însemna pe atunci nordul Ucrainei prin asediul Kievului și partea de est la Harkov și în sud Hersonul, care era trans-niprean, deci mai către vest de Nipru decât se află acum. Da. În schimb, ceea ce s-a întâmplat între timp este înrădăcinarea acelor anexări teritoriale, odată sub forma ficțional-juridică, pentru că nimeni nu o recunoaște la nivel internațional, mă rog, cu excepția a 4 state ca vai de ele, nici nu le menționez, dar avem efectiv o parte destul de serioasă, 18-20% din teritoriul ucrainean, care încă se află sub controlul armatei ruse și mai rău, ezitarea Occidentului în a interveni la modul serios și prin aceasta vreau să spun prin a furniza echipament militar nu doar pentru ca Ucraina să nu piardă, ci să învingă, face ca acele teritorii să se afle bine barate în spatele unei linii, i-am zice, Maginot sau mai degrabă i-am spus, linii fortificate și minate, care a fost foarte bine pregătită de altfel, pentru că au avut timp la dispoziție, pe care ucrainenii n-au reușit să o străpungă așa cum se aștepta pe undeva hollywoodian, presa, mass media și opinia publică din vestul Europei sau din ceea ce am numit Occidentul colectiv, că și la noi existau speranțe. Aici există o mirare foarte mare, cel puțin în mintea omului rezonabil. Oare de ce a ales Occidentul această cale? Să țină Ucraina în viață cât să nu fie invadată complet, nici de cum să o aprovizioneze îndeajuns pentru ca ea să învingă. Să învingă însemnând să arunce invadatorul afară din Crimea și din teritoriile ocupate. E evident acum, după 2 ani de război, intrăm în al 3-lea an de război, că acest lucru nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat, după părerea ta, fiindcă Occidentul e incapabil să furnizeze sau nu dorește să o facă sau ambele. Ce vreau să spun prin acest lucru este că, în primul rând, Occidentul n-a avut o strategie. Prima strategie a fost cea a fricii. Ce se întâmplă dacă Rusia pierde și care sunt mijloacele prin care nu declanșăm crize atât de profunde în Rusia încât ele să ducă la crize geopolitice și mai mari. Pentru că vorbim de o putere nucleară care, dacă teoretic, scapă sub control și nu știm cine controlează armele nucleare și care este responsabilitatea asumată de cei care le controlează în urma unei prăbușiri a statului rus, poate fi instituțională, poate fi teritorială, că s-a vehiculat și acest lucru, atunci, la nivel global, pagubele ar fi mult mai mari și mult mai greu de cuantificat. În termeni reali, să nu uităm că Rusia, ca de obicei în istorie, nu este nici atât de puternică, dar nici atât de slabă pe cât se crede de obicei în Occident și are o capacitate de adaptabilitate aproape bacteriană, i-aș zice, și o spun cu intenție, da. Pentru că vedem foarte clar, într-adevăr, au încasat pierderi care au încurajat opinia publică occidentală să creadă că este posibilă o victorie, cel puțin în modul în care îl înțelegea Occidentul. Ce înseamnă acest lucru? A furniza armament într-o cantitate care permite aplicarea unor lovituri atât de puternice sau decisive, încât Rusia să considere că nu mai este nevoie să continue acest război. Dar totuși, acest lucru nu s-a întâmplat. Evident, pentru că ceea ce nu înțelege Occidentul este încăpățânarea, obstinația, ceea ce rușii și Kremlinul prezintă sub forma pentru noi Ucraina este o chestiune vitală, de viață și de moarte, spunea din nou tovarășul din Kremlin. Deci, sub nicio formă, calculele sau raționamentele, pentru că acolo suntem, zona de raționament geostrategic, geopolitic și mai ales de psihologie politică a Occidentului nu se potrivesc Rusiei, pe care dovedesc că clar nu o cunosc, pentru că ei au abordat Rusia într-o manieră doar tranzacționalistă, mercantilistă, facem bani și ne spălăm pe mâini, regimul până la urmă nu ne interesează și excesele regimului privesc doar pe ruși. Ei, când excesele regimului s-au transformat deja în agresiune internațională, deci chestiunea nu mai privește pe ruși. Atunci când țările baltice sau Polonia, de pildă, vociferau cu ani în urmă că Rusia nu și-a schimbat psihologia și are același apetit de expansiune teritorială, au fost tratați drept... Da, sunteți în logica războiului rece, absolut, nu v-ați adaptat noilor timpuri. Da, sunteți traumatizați, da. depășiți faza, nici pomeneală. Absolut. Ceea ce s-a văzut este un Occident nu doar nepregătit, dar și extrem de naiv. Oricât o sucim. Acum, mă rog, una din marile scuze care Franța și Germania încearcă să le ofere unei opinii publice destul de ultragiate, mai ales în Europa Centrală și de Est, cu privire la raporturile între Paris, Berlin și Moscova, este ideea că dacă noi nu ne angajam cu Rusia, poate lucrurile acestea începeau mai devreme, poate Rusia n-ar fi fost atât de bine ancorată în spațiul european și așa mai departe. Asemenea, chestiunea posteriorii pot fi croșetate până la infinit. Problema este majoră în sensul în care și Parisul și Berlinul au lăsat Rusia și au încurajat Rusia să gesteze această psihologie care astăzi se dovedește nu doar dăunătoare Europei, dar se întoarce împotriva cuplului franco-german, pentru că nimeni nu uită abordările foarte prietenoase pe care cele două țări le-au avut față de Moscova. Se spune că, iartă-mi te rog vocea, dar asta e situația la sfârșitul acestei ierni, se spune că în război e într-un fel ca în sport, adică moralul contează enorm și ucrainenii au avut un moral fantastic în primul an de război și chiar un picuț după aceea. Suntem la finalul celui de-al doilea an de război, a căzut Bahmutul, a căzut Avdivka, rușii sunt în ofensivă pe toată lungimea de 1000 de kilometri a frontului, Statele Unite au întrerupt complet livrările de armament, în Congres e blocat orice fel de ajutor, Uniunea Europeană cu chiu cu vai a reușit să deblocheze 50 de miliarde pe 4 ani, care includ și alte chestiuni decât strict armament, menținerea statului ucrainean, pensii, salarii, etc., etc. Cu asemenea firimituri, pentru că e vorba de firimituri. Absolut. Ce șanse mai avem să vedem ceva pozitiv în Ucraina și să nu colapseze statul ucrainean până la urmă în fața malaxorului rusesc? Aici este vorba și de niște calcule la fel de mercantiliste care vin din partea tocmai celor care promovează ideea de solidaritate europeană și de suveranitate sau de autonomie strategică, care e marota permanentă a Parisului. Este vorba de blocajul pe care înșiși francezii și germanii îl pun în fața livrării de armament către Ucraina, pentru că fiecare are două pretenții naționale, ceea ce înseamnă că cele două capitale pretinse europene nu gândesc deloc european. Este ceea ce le reproșez de ani de zile. Germania dorește să fie exclus, să contribuie mai puțin la fondul cu care se fac achizițiile, pentru că ea a ajutat Ucraina mai mult, consideră ea, în timp ce Franța își dorește ca achizițiile de echipament să nu se facă către terți, care dispun deja de acest echipament, ci să se facă prin comenzi către europeni. Ce înseamnă europeni? În special Franța. Franța, sigur. Deci suntem în zona unei impertinențe, pentru că este o impertinență criminală, pentru că oamenii aceia mor așteptând un ajutor care este fabricat în feluri în care hrănesc doar interesele naționale ale Franței și Germaniei. Ceea ce face din cuplul franco-german absolut nepotrivit ca lider sau orice poziție de conducere, de preponderență, de influență în cadrul Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, războiul acesta se va lăsa cu niște deconturi foarte, foarte neplăcute pentru cei din Europa care nu au gândit în termeni strategici. În primul rând Paris-Berlin, Roma, care plutește într-o zonă în care știm opinia publică este mult mai prorusă, aproape ca și în Grecia și în Cipru, în Ungaria, Slovacia, nu mai discutăm. Acolo nici nu vreau să mai discutăm. Dar văd, de fapt, aici conturându-se clar eșecul Uniunii Europene ca entitate politică. Geopolitică de o parte, dar entitate politică, pentru că ceea ce se presupunea a fi solidaritatea, direcție unică, compas și așa mai departe, eșuează din cauza celor care pretind că vor să încarneze Europa cel mai bine, Franța și Germania. Cred că Uniunea Europeană, după această perioadă de război, va intra într-o, cum să spun, va rămâne într-o stagnare însemnând, da, o piață unică cu anumite modificări și ajustări, dar doar o piață unică, în timp ce o voce căutată, o voce comună pe plan internațional nu are cum să existe. Sper ca nordul și centrul, mă rog, estul Europei, însemnând prin estul Europei, mă refer la flancul estic al NATO, din Finlanda și, mă rog, Finlanda ca... Polonia, România. Exact, țările Baltice, Polonia, România, nu știm Bulgaria cât va adera. Slovacia și Ungaria rămân și ele sub semnul întrebării, dar cel puțin aceste țări să construiască un sistem de securitate colectivă compatibil cu NATO, dar care să încerce să acționeze autonom. Pentru că avem o serie de interese strategice pe care trebuie să ni le protejăm și în mod cert nici Parisul, nici Berlinul nu o vor face. Pe mine nu mă impresionează de pildă prezența armatelor franceze în România, care nu este absolut deloc o garanție de securitate. Bun, dar este la nivel simbolic, adică nu ai ce face. Este la nivel simbolic, dar problema este alta. A venit și la momentul foarte greșit. A venit post factum. Am pledat de multă vreme, mai ales ca francofon și francofil, convins, francosceptic, după un mandat Macron și după ce am văzut psihologia politică în care se plimbă elita franceză, chiar după tentativele de, așa zisă, reformă a gândirii politice adusă de Emmanuel Macron. Deci, pentru Franța, care a vehiculat atât de mult protecție, mă rog, autonomia strategică, Rusia a fost mult mai importantă. Să nu uităm că NATO era mort cerebral, că trebuia să părăsim alianța cu America, lui Trump, să ne construim Europa noastră și mai ales, citez aici, să avem o arhitectură de securitate și încredere cu Rusia, pentru că într-un Paris în care lucrurile sunt foarte edulcorate cultural, Rusia apare ca un soi de magnifică bestie culturală a muzicii, a literaturii. Radule, stai să te gândești oamenii ăștia ce școli au făcut, la ce educație au fost expuși, pe ce lume trăiesc. E vorba totuși de Franța, nu de Ghana sau de Republica Centrală. Exact, dar asta este una din iluziile care vin cu îmbrățișarea golismului, care este visceral anti-american, ceea ce face ca gradul de toleranță pentru Rusia să fie extrem de ridicat. Da. Și atunci se vede imperialismul american și se reproșează imperialismului american toate păcatele din lume, dar imperialismul rusesc, mult mai vehement și mult mai distructor, nu este niciodată observat. Și atunci avem practic o elită politică care a fost permanent ancorată înspre Kremlin, gândindu-se că probabil, așa în secolul XVIII reactualizat, o Franță și o Rusie pot să controleze geografic vorbind spațiul european, să-și împartă responsabilitățile într-un mod echitabil, ca și cum cu Franța, care este o putere de medie, era să-i dau altă gradare, Rusia nu se dorește să fie comparată. Rusia vrea să fie egalul superputerii cu care a fost cândva comparată Statele Unite ale Americii. Și atunci avem o strategie prin care, practic, Franța a trimis, mă rog, a construit acest cadru multinațional în care activează, dar a făcut-o târziu în sensul în care, dacă interesele de securitate ale României ar fi contat, Înainte să se adreseze Moscovei, începând de la sfârșitul lui 2018, Franța ne-ar fi întrebat pe noi, i-ar fi întrebat pe polonezi, i-ar fi întrebat pe baltici, care sunt interesele pe care Franța, care se crede Europa, dorește să le reprezinte. Dar nu au făcut acest lucru. S-au dus direct către Moscova. Până una alta, situația pe frontul din Ucraina este critică. Rușii înaintează pe toată lungimea sa. Tu cum vezi următoarele săptămâni și luni în contextul actual? Putem să ne așteptăm la o victorie a Rusiei? Adică vor intra din nou la Kiev, vor încerca să o facă, vor încerca să schimbe regimul din Ucraina? Da, tentative vor exista pentru că sunt într-un moment de euforie și entuziasm, indiferent de resursele care nu sunt tocmai cele atât de roz pe cât par în acest moment. Nu, dar sunt, există. Da, există. Carnea de tun e acolo, absolut. E actualizată chiar dacă nu este profesionistă și sigur. De voie de nevoie primesc ceea ce țăranii noștri din zona ar numi hârburile Coreei de Nord sau ale Iranului, deși sunt niște hârburi destul de eficiente, cele ale Coreei de Nord, mă rog, prin cantitate mai suplinesc calitatea foarte slabă, dar Iranul este gata să livreze 70 sau 100 de rachete balistice care sunt absolut periculoase, da. Însemnând ca și portanță, deci distanța pe care o acoperă și cantitatea de explozibili, este periculos pentru Ucraina. Este periculos pentru că asta însemna un atac mult mai direct și mult mai profund asupra Kievului. Și atunci sunt convins că vor încerca din nou ceea ce ar însemna căderea sub o formă sau alta, cel puțin a unei părți din teritoriul ucrainean, chiar dacă guvernul s-ar refugia și președinția s-ar refugia către vest. Până la urmă, ceea ce interesează pe ruși este să ia bucata de Ucraina geopolitic viabilă. Nu sunt neapărat interesați atât în acest caz de partea de vest, cât de o linie ușor defensibilă pe Nipru și care să le permită controlul litoralului ucrainean, Odessa, oraș rusesc. Sigur. Și acum, evident că este fondat de ruși până la urmă, reamenajat de francezi în exil și așa mai departe, dar Crimea esențială ca portavion în Marea Neagră. Dar este, deci, stau să mă gândesc în ce măsură, dincolo de primele victorii sau de primele declarații politice de victorie și de stabilirea unei, să zicem, administrații ruse asupra teritoriului extins cucerit, cât ar accepta ucrainenii realmente o asemenea dominație. Pentru că întrebarea este, sau mă rog, întrebarea care se pune este, nu cumva ar începe un război de gherilă care ar putea să... Da, foarte probabil ar începe. Eu la asta mă gândesc pentru și tot timpul am spus că Ucraina nu va pierde în măsura în care ucrainenii sunt gata să-și convertească propria acțiune militară la acțiuni de tip gherilă care să hărțuiască constant și să pună sub pericol dominația rusească așa cum o imaginează cei de acolo. Ceea ce pot face rușii este evident să distrugă sistemic și sistematic fiecare centru urban ucrainean prin bombardamente și să lase țara într-o zonă de paralizie, de pământ... De distrugere, pur și simplu. Nimănui, da, efectiv, o masă, deci sute de mii de kilometri reduși la dărâmături. Și să-i lase pe ucraineni să se descurce în acest context, evident, fără telecomunicații, fără electricitate. Deci, capacitatea de distrugere, dar de fapt capacitatea de cruzime a Rusiei depășește imaginația Occidentului. Occidentul este nu doar naiv, este irecuperabil naivitatea lui. Și atunci, în condițiile astea, crezi că Occidentul va pune presiune pe guvernul ucrainean să accepte într-un fel sau altul un aranjament care să presupună din capul locului o renunțare masivă la teritoriile ucrainene, să le spună ceva de genul: băi băieți, noi nici nu putem, nici nu vrem să vă mai ajutăm, n-avem cum, nici nu așa, ăștia sunt prea puternici, vă distrug, hai să găsim o soluție și asta este. Da. Dar, evident, se poate. Se poate și cu asta se cumpără câțiva ani de pace. După care rușii vor încerca din nou. Pentru că Occidentul este incapabil să învețe din propriile lecții. În 5 ani vor face exact aceleași greșeli. Ar vorbi tot despre susținerea Ucrainei fără să aibă capacitățile militare pregătite, care evident după un rând nou de alegeri se va vorbi de o reconciliere, se va vorbi de noi aranjamente și Mark Rutte în acest moment a venit, sau mă rog, una din pozițiile lui, declarațiile publice și pare că e favoritul la Secretariatul General al NATO, da. NATO, exact. A spus că trebuie un aranjament de securitate în Ucraina împreună cu Rusia, nu împotriva Rusiei. E o chestie care evident rămâne controversată. Nu ai cu cine să lucrezi. Oamenii ăștia, și vorbim de o țară care și-a pierdut 200 de cetățeni într-un avion care a fost dobărât de forțe rebele susținute de Rusia. Dovedit la modul absolut. Absolut, la modul absolut și incontestabil. Absolut. Deci, nu știu în ce măsură ne putem baza pe iluștrii noștri vecini, prieteni și aliați din vest, mă refer, că alții ar vrea să ne fie stăpâni și se află mai la est. Și noi cam nu-i lăsăm, dar și asta rămâne de văzut în ce fel vigoarea românească poate să se opună până la urmă cizmelor rusești. Păi, înseamnă că perspectivele sunt destul de nefavorabile, pentru că te poți trezi cu rușii la gurile Dunării, te poți trezi cu rușii aproape de frontiera românească. Ne putem trezi cu un Pearl Harbor pe teritoriul românesc, însemnând, de pildă, de ce pe teritoriul românesc? Pentru că Baltica e mult mai bine protejată. Dar să ne imaginăm cum a reacționat țara noastră și cum a reacționat NATO dacă o escadrilă de avioane decolează din Coreea, cum să spun, evident, vor fi detectate, dar asta nu înseamnă că... Din Crimea vrei să spun. Din Crimea, da. Yeah. Și să bombardeze măcar, dacă nu zone, mă rog, chestiuni strategice, rafinării, port și așa mai departe, litoralul românesc. Și pleacă. Da, tu cum acționezi? Ce faci? Exact, pentru că, evident, vom invoca articolul 5 și de acolo vom vedea realmente rezistența alianței și dedicația care există în alianță. Vor exista imediat acțiuni de contraofensivă? Nu știm. Vor fi calculate ca... În mod normal ar trebui să sunt perfect legale, mai ales că teritoriul Crimeei nu este Rusia internațional recunoscut. Da. Da. Deci, dar în orice caz, asemenea chestiuni țin de scenarii, dar de scenarii care, având în vedere modul în care se gândește la Kremlin, trebuie luate în considerare. Nu crezi că există riscul ca, mergând mai departe cu gândul, dacă ar avea loc o astfel de acțiune, Occidentul, sigur, va invoca articolul 5, dar articolul 5 a fost invocat o singură dată în toată istoria sa după 9/11 și, exact. Și acolo cu cântec puțin, pentru că n-a fost vorba de... Bun, dacă cumva se va întâmpla ceva de genul, bine, s-a întâmplat chestia asta, hai să negociem cu rușii, să le stoarcem promisiunea că nu o mai fac, că se cumințesc și totul o mușamalizăm cumva să fie bine. Un citat bun din Lenin, care îmi place foarte mult, citatul, nu Lenin, este: Occidentul ar cumpăra și funia cu care urmează să fie spânzurat dacă asta îi aduce profit. Iată. Da, e absolut... Adică de ce să faci război cu Rusia când rușii au făcut o scurtă incursiune pe nu știu unde? Hai să găsim o modalitate, nu? Este cât se poate de clar și deja se cunoaște proiectul rus de a destabiliza guvernele, de a promova personaje care sunt mână în mână cu interesele rusești, de pildă Donald Trump. Care, da, sigur. Nu seama ce ar însemna pentru relația nord-atlantică. Un NATO din care America iese sau din care America, chiar dacă nu iese, nu știe. Devine nerelevantă, sigur. Așa cum a făcut-o Franța. Da. Și Franța a fost doar participant politic, da, din 1966 până în 2008-2009. Așa este. Integrat. Asta și asta le place să uită, că ei au fost totdeauna aliați NATO. Nu, au fost aliați NATO cu mofturi. Da. Ei, așa poate să o facă și Statele Unite, să spune foarte bine, rămânem în zona de susținere politică, dăm toate declarațiile necesare, dar nu contați pe noi să vă salvăm pielea, pentru că asta vă privește în partea respectivă de lume. Și atunci, dacă tot îl aminteai pe Lenin, se poate pune întrebarea ce-i de făcut în condițiile astea pentru a susține cât mai mult interesul occidental în România și nu doar în România. Acum, strict tehnic vorbind, evident, Occidentul european, cel puțin, dacă America nu vrea să contribuie, ar trebui să cumpere de pe piața internațională muniția de care este nevoie. Și aici avem problemele cu Franța și Germania, care își imaginează în lumea lor paralelă că interesele Europei nu sunt de asemenea natură, ci că banii trebuie să se întoarcă tot la europeni. Fals. Ar trebui, deci, practic, găsit și președintele Cehiei a anunțat la începutul săptămânii trecute sau la începutul acestei săptămâni că identificase echivalentul la aproape 1 milion de obuze, exact, da, care puteau fi achiziționate și puteau fi folosite în război. Evident că asta este doar o chestiune teoretică, identificarea unor trebuie cumpărată. Sigur. Deci, în mod normal, ar trebui să inovăm în mijloacele de cumpără. Trebuie cumpărate, de pildă, de la Coreea de Sud. Trebuie cumpărate de la alți producători. Din India s-au văzut, de pildă, au fost descoperite obuze fabricate în India, folosite de ucraineni. Deci, pe undeva există un asemenea circuit. Este prin Pakistan, nu știm. S-a vehiculat și această... Posibil. Deci, în mod normal, ar trebui să fim mult mai inovatori. Dar, după cum se vede, și tentația mercantilă, deci între lăcomie și vanitate, rămâne cât se poate de activă în Franța și în Germania, drept care sunt descalificați, practic, și în termen real, din poziția de lideri ai Uniunii Europene. Să știi că m-am îngrozit ascultându-te vorbind și imaginându-mi, de exemplu, o Ucraina mică intrată la apă, care să se termine undeva pe Nipru, la mijlocul Ucrainei de astăzi, dacă vrei, și acela să fie statul ucrainean liber și independent și restul teritorii rusești anexate, invadate, ocupate, numește-le cum dorești, și Europa să spună: fraților, ne pare rău, asta este noua situație, știți cum e, așa și cu asta, la revedere. Ar fi aproape de noi. Deja suntem vecini cu Rusia în termeni reali în Marea Neagră, asta o subliniez. După anexarea Crimeei, apele teritoriale care au fost ale Crimeei ucrainene sunt parte acum sub sigur. Putem avea probleme și în termen de contestare a deciziei, de pildă, Curții Internaționale de la Haga de a ne acorda zona economică exclusivă dobândită în 2008-2009. Deci, putem avea capitole foarte interesante de scris și neplăcute de scris în relațiile româno-ruse, care niciodată n-au strălucit. Dar ar fi, deci, o Ucraina redusă ar fi doar începutul unei extinderi care, de ce să nu meargă în zona NATO propriu-zisă, însemnând țările baltice, care geografic sunt foarte vulnerabile. Sunt cu o populație în total, cele trei țări, de 6 milioane de locuitori, și pe care o mână de soldați probabil ar încerca cel puțin să testeze frontierele acestor state. În ce mod ar interveni Suedia și Finlanda, de pildă, independent de structura NATO, Danemarca sau Polonia, în a scoate, deci cu titlu bilateral și nu prin NATO, în a scoate forțele, asta rămâne de văzut, pentru că Kaliningradul este o zonă foarte bine gestionată militar de către Rusia, ținând cont, evident, de natoizarea Mării Baltice. Practic toate țările, cu excepția Rusiei, sunt membre ale Organizației Nord-Atlantice, odată ce Victor Orban binevoiește să facă ceea ce un gest minimal de solidaritate față de instituția internațională de care aparține Uniunea Europeană ar trebui făcut. Deci, e o perioadă confuză, nu toate șansele sunt pierdute, dar trebuie o logică și un efort de război pe care, în mod clar, nu doar societățile occidentale, dar nici societatea românească nu pare să reacționeze în mod viguros la un pericol care bate la ușă. Cum îți explici chestia asta? Noi suntem complet irresponsabili, ne preocupă cu totul alte lucruri. Avem războiul în fața porții, posibilitatea de se extinde. Ce-i cu noi? De ce se întâmplă asta? Asta e și o deconectare completă a societății românești de la ceea ce înseamnă politică. Dar politica înțeleasă într-un sens sănătos. gestiunea spațiului în care trăiesc, teritorial, administrativ, economic și așa mai departe. Deci deconexiune și mai ales un soi de vendeta împotriva unui sistem politic, o vendeta foarte prost înțeleasă pentru că e lipsită de discernământ. De ce să rup pentru o țară care nu mă oferă nimic? Păi nu știu ce țară, care ar fi țările care ar primi cu bunăvoință vreo 15 milioane de români refugiați. Niciuna. Evident, evident. Deci, dragii noștri compatrioți trăiesc într-o ficțiune în care ei își fac bagajele și pot să plece foarte departe, asta ne deranjând pe nimeni, evident, și să lasă, evident, în sensul, în direct, mă rog, ideea este dacă acest stat nu m-a servit și nu mi-a oferit condițiile de trai pe care le-am dorit, nu-l ajut. Dar tu ai investit în calitatea acestui stat, alegând oamenii capabili sau competenți sau generând tocmai clasa de oameni capabili și competenți care să-ți creeze statul pe care vrei? Nu. Nu. Sigur. Da, asta ar deschide calea unei alte discuții pe care o să o avem cândva, Radule, îți mulțumesc mult. Nu încheiem optimist pentru că nu avem neapărat motive și eu consider că jurnalismul, spre deosebire de ce cred unii, nu este să insufli lucruri pozitive în mod obligatoriu, ci să analizezi realitatea așa cum e. O realitate de astăzi este cum tocmai am descris-o sau ai descris-o mai degrabă în aceste minute. Radu Albu Comănescu de la Facultatea de Studii Europene a UBB din Cluj, îți mulțumesc mult încă o dată. Cu plăcere. Așa cum vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru faptul că vă abonați la acest canal, îl distribuiți și îl ajutați prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și prin funcția membrii canalului sau Supers. A fost la microfon Cristian Ivaneș, toate bune și să auzim numai de bine.